întrucât dumneavoastră sunteți ilegal la noi pe Pășune și abuzați un pic de forță sau cum faceți, noi suntem contra dumneavoastră să arați în această Pășune, fiindcă suntem administratorii Pășunei. Ce așteptați acum? Așteptăm să se rezolve situația, să putem ara. Angajații firmei sunt prinși la mijloc într-un conflict mai vechi care are toate șansele să se termine în instanță. Primăria Bilet a obținut o finanțare europeană pentru plantarea de arbori pe pășunile din zonă, dar terenurile respective le-au fost concesionate crescătorilor de oi. Dumnealor se prevalează de un proiect de împădurire și noi ne prevalăm de un contract de administrare care îl avem până în 2014. Ne-am trezit din nou că ne calcă posesia. Am fost dați în instanță și așteptăm să se pronunțe legea. Avem dreptate sau nu avem dreptate? Pe de altă parte, reprezentanții primăriei spun că au tot dreptul să planteze copaci pe pășune, chiar dacă terenul a fost concesionat. Asta pentru că una dintre clauzele contractului prevede că suprafața de teren își poate schimba utilitatea. Noi vrem să lucrăm, să proiectul ăsta să se finalizeze. Deci vreți copaci? Da, vrem copaci. Conflictul s-a încheiat la postul de poliție din Biled. În cazul în care pășunile din zonă nu vor fi împădurite până în primăvară, localitatea poate pierde o finanțare europeană de 500.000 de euro.